Concluziile după acest meci, acest turneu. Concluziile după acest sezon. A fost un sezon minunat. Pentru mine a fost ceva absolut nou și mă bucur că am trăit această experiență alături de aceste fete minunate. Am avut o îmbinare de, să spunem, puțină experiență, câteva fete până în 25 de ani și cu tinerețe. Să nu uităm că avem 6 jucătoare sub 18. Să nu uităm că această echipă este la abia al doilea sezon ca existență și tocmai și din acest motiv acest rezultat este imens. Și iar eforturile făcute de către conducere, mai ales de către Cristina și tot, asta și-au găsit rol. Deci concluziile sunt extraordinare, le felicit pe fete pentru tot ce au făcut sezonul ăsta. Acum pretențiile vor fi și mai mari. Vorbim de mâine, despre divizia, vorbim de mâine, astăzi ne bucurăm de această promovare și după aia rămâne de văzut. Planuri sunt ca toate echipele, rămâne să vedem ce se concretizează, este prea devreme. Încă vrem să ne bucurăm de ce am realizat astăzi. Emoția azi cu Focșanu era care pe care? Era, Focșanu e echipă experimentată, le-am văzut cum au pus ieri doar în setul lui câteva probleme cu Craiovei, dar era un meci de miz, având în vedere că era fiecare aveam câte 3 puncte și fiecare vrea să câștige. De aceea am venit aici la tine.